Hai să vedeți cum am fost arestat și să vedeți cum acționează poliția în Spania. Bă, dar să vedeți de ce am fost arestat. Bineînțeles că înainte de toate vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, care mă apreciați. Vă salut pe toți și aveți tot respectul meu. Bă, mă sună Petra. Voi poate mă întrebați cine este Petra. Petra este fata din Republica Cehă. Cei care mă urmăriți de mai mult timp, știți că v-am povestit ce am pățit cu Petra când m-a chemat să iau bagajul, că a zis că se desparte de iubitul ei, de gagicăsul. Știți ce am pățit cu Petra atunci. Deci Petra, o foarte bună prietenă de-a mea, mă sună. Zice, Bogdan, am o prietenă foarte bună și are niște auri de vânzare. Poți să-i las numărul tău de telefon să te sune? Zic, da, Petra, cum să nu, dar nu-i lași numărul meu personal, ăsta care mă sune acum, îți las eu pe WhatsApp un număr de telefon și lași numărul ăla de telefon. Zice, bine, bine, trimite numărul pe WhatsApp și îl trimit eu ei. Bine. Băi, trimite numărul de telefon, îl dă Petra la fata respectivă și mă sună spanioloica. Ola, ola, zice, te sun din partea lui Petra. Zic, da, știu că m-a sunat și mi-a spus. Zice, am niște auri de vânzare și căutam o persoană de încredere, că vreau să-l vând. Te interesează? Că mi-a spus Petra că tu cu asta te ocupi, cumperi aur. Zic, da, mă interesează. Lasă-mi locația, spune-mi când pot să vin și vin eu la tine. Bun, hai că-ți las locația, zice ea pe WhatsApp. Bine. Bă, lasă locația pe WhatsApp în Agua Dulce. Zice, poți să vii când vrei, că eu sunt acasă. Zic, bun, într-o oră maxim sunt la tine. Bun, bă, fraților, îmi iau tot ce trebuie la mine, după cum știți, piatră, lichid, banii și plec în Agua Dulce. La spanioloaică, prietena lui Petra. Bă, prietene foarte bune. Spanioloaica cu Petra. Prietene foarte bune. Stătea la curte spanioloaica. Ajung la ea acasă, sun la poartă, îmi deschide, intru în casă. Bă, o casă mare, cu etaj, cu piscină în curte. Stătea bine rău de tot spanioloica. Mă invită în living. Intru în living. Avea, ca să vă explic așa cum stă situația, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat acolo. Cum intrai pe ușă, în partea dreaptă avea o canapea, așa un colțar și o măsuță, dintr-aia mică. Zice, pasa, pasa, zice, ia loc, ia loc pe canapea. Bă, fraților, mă așez pe canapea, te servesc cu ceva, zice, un pahar cu apă, o cafea, ce vrei tu, un suc? Zic, pune-mi un pahar cu apă. Eu v-am spus că eu acasă la ăștia care mă chemau să-mi vândă aur, eu nu consumam nimic. Nimic, că putea să-mi pună somnifere, putea să pună fel și fel de astea, că v-am povestit eu că au mai existat cazuri de genul ăsta. Eu n-am pățit-o, dar au pățit-o alții. Și zic, pune-mi un pahar cu apă. Bine. Bă, spanioloaica avea undeva la 35-40 de ani. Zice, uite, eu m-am despărțit de soțul meu
Și mi-a rămas niște aur, zice, asta e partea mea, că ne-am împărțit fiecare parte a lui. Asta e partea mea, zice, și vreau să vând o parte din el. Bun, zic. Zice, să știi că am acte, am tot ce trebuie la aur. Este în regulă, aurul nu este furat, să nu te gândești că este furat sau cine știe ce. Am acte, am tot la aur. Păi mă gândeam, zic, cum treacă, mă, zic, asta are acte la aur, are tot, deci l-a cumpărat cu acte. De ce mi-l vinde mie? De ce nu se duce la bijuterie, știi? Să-l vândă la bijuterie, că la bijuterie îi plătea mai bine decât îi plăteam eu. Zice, am acte, am tot ce trebuie, dar îți spun ceva. Nu mă duc la bijuterie să-l vând, că nu vreau să fiu înregistrat. Încă nu s-a terminat divorțul, nu știu ce va fi, cum va fi și nu vreau să fiu înregistrată că am vândut din aur. Bun. Bun. Zic, bine, treaba ta. Faci cum vrei. Dacă vrei să mi-l vinzi mie, dacă vrei să-l vinzi la bijuterie, zic, nu-i nicio problemă. Nu, nu, zice, îți vând, îți vând. Bă, fraților, și aduce o cutie din lemn, cam așa de mare. Și o pune pe masă. Varsă cutia aia pe masă acolo, își dă ea deoparte câteva piese și lasă pe masă ce voia să vândă, știi? Piesele alea care le-a dat deoparte, le-a pus în cutie și a pus cutia pe masă, mai într-o parte așa. Bun. Scot și eu piatra, scot cântarul, lichidul și mă pun pe treabă să le probez. Dă-i pe piatră, dă-i. Bă, în timp ce probam eu acolo, ea îmi povestea, știi? Ce-i făcea bărbasul, de ce s-a despărțit de bărbasul, că mulțumește lui Dumnezeu că n-are copii cu el și că nu știu ce și că nu știu cum. Pa. Vă dați seama, o ascultam. Îi spunea oful femeia. Cântăresc piesele, dau pe piatră, dau pe alea. Eu ce zic? Piesele astea nu le iau, zic că nu sunt din aur. Avea câteva lănțișoare, două, trei brățări. Zic că astea nu sunt din aur, astea sunt din aur, ce îmi pusese ea acolo, știi? Și nu le iau. Zice, cum? Cum să nu fie din aur? Zic, nu sunt. Du-te, probează-le la bijuterie, probează-le unde vrei, astea nu sunt din aur. Bine, bine, zice, nu-i nicio problemă. Dacă nu vrei să le iei, zice, nu-i nicio problemă. Păi ia o pungă, o punguță așa mică, trage piesele astea, știi, după masă, le pune în punguță și pune punga aici, lângă ea. Deci eu stăteam pe canapea cu spatele către ușa la intrare. Și ea stătea pe canapea aici lângă mine, știi? Măsuța în stânga mea aici. Probez, mă rog, bag, le cântăresc, îi spun cât îi ofer eu pe preț, pe gram. Spanioloica de acord, zice, bine, ok, dacă cu atât cumperi tu, zice, bun. Bă, nu s-a negociat, nu nimic, știi? Zice, vrei să-ți dau actele, că am acte, zice, la câteva piese, am actele. Dacă vrei, zice, îți dau actele. Dar mă gândesc, zice, tot ea, știi? Mă gândesc că poate îmi trebuiesc actele la divorț sau mi le cere în instanță, acte la aur și... Zic, nu, 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 eu știi ce să zic dacă am văzut că îi trebuie acte. Nu, zic, nu-i nicio problemă dacă ai actele la aur, dacă ar fi ceva, cumva, zic, și alea sunt actele la tine. Da, zice, nu, nu, nu-i nicio problemă, stai liniștit, că nu-i nicio problemă, am actele. Bine. Bă, aveam încredere în ea că era prietena lui Petra. Înțelegeți? Și în Petra, să mor eu, dar n-aveam încredere maximă. Deci mi-era prietenă bună, Petra. Bun, îi spun prețul, îi dau banii,
Eu ce-i zic acum, ca ea să fie convinsă, adică să nu creadă că am păcălit-o eu. Zic, vezi că piesele care ți le-am probat, alea nu sunt din aur. Du-te cu ele, probează-le unde vrei, să vezi că nu sunt din aur. Ea ce zice? Stai liniștit, că acum am stat eu mai bine și m-am gândit și astea le-am primit cadou, dar eu le-am primit cadou ca fiind din aur, zice spanioloica. Nu mi s-a spus că nu sunt din aur. Bun. Bă, și mai stăm de vorbă acolo pe canapea, mai povestește ea, îmi spune una alta. Am mai stat de vorbă. Bun. Mă ridic să plec. Iau piesele care le-am plătit, îmi iau cântarul, îmi iau piatra, îmi iau tot ce trebuie. Mă ridic și plec. Zic, dacă te mai gândești, vrei să mai vinzi ceva din piese, mai ai nevoie de mine cumva, sună-mă. Dacă noi mai avea numărul ăsta de telefon, o sun pe Petra, mă sună pe mine, îi las al număr și ți-l trimite. Că eu mai schimb numerele de telefon, zic. Bine, 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 zice. Mulțumesc, mulțumesc. Bă, fraților, fiți atenți aici să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Plec, mă. Îmi iau tot ce era al meu de acolo, aurul, cântarul, v-am spus, toate alea, plec. Mi le pun în geantă, mă duc la mașină. Mașina parcată în fața casei. Mă urc în mașină, scot și eu din geantă, știi? Scot alea din geantă, bag pe-n torpedou, aurul, bag lichidul, piatra, pe sub scaun, știi? În caz că mă oprește poliția ceva și mă caută, să nu găsească la mine aurul, să nu găsească piatră, astea. Lichidul mai ales. Bă, și plec din Agua Dulce. Eu stăteam în Rocheta, în Las Marinas. Din Agua Dulce puteam să o iau direct Rocheta Las Marinas, prin oraș, sau să vin pe autovie. Știi, să urc pe autovie, să vin pe autovie. Mie mi-a fost mai ușor ca să urc pe autovie, să vin drept, să nu mai iau, știi, prin oraș, semafoare, treceri de pietoni, nebunie, aglomerație. Zic, iau pe autovie. Bă, urc, bag pe autovie. Auziți aici, care sunteți în zonă și cunoașteți Parador, Vicar, Agua Dulce, știți Redonda, când vii de la Agua Dulce, te duci spre Parador, spre Vicar, bă, chiar acolo în Redonda, în sensul ăla giratoriu, vreo 4-5 mașini de poliție. Păi, 4-5 mașini de poliție. Mai erau vreo 10 mașini în fața mea. Auziți aici? Cu mitralierele în mână, că știți care sunteți prin Spania, știți când e razie? Știți cum stau ăia? Unul într-o parte, unul într-o parte, ăla cu pistolul ăla. Așa se face razie în Spania, mă. Bă, zic, ce dracu mă mâncați, zic, mamă, și am aurul în torpedou. Băi, numai la aurul din torpedou mă gândeam, băi. Am aurul în torpedou, zic, am piatră, am lichid la mine, m-am halit. Unde vă să întorci, că n-ai unde să întorci, că ai întors imediat, s-a luat poliția după tine, gata, e suspect din prima. Că mă căutau pe mine sau nu, aveau treabă cu mine sau nu, din moment ce întorceam, gata, eram luat. Zic, ca mă, zic, n-o fi pentru mine, zic, ce treacă mă gândesc așa, n-o fi pentru mine. Băi, face semn la unul, treci, mai face semn la altul, treci, l-o la treci, vine rândul meu, auziți aici. Mă oprește pe mine, firea dreacu viață, îmi face semn, trage pe dreapta. Ce am făcut, mâncați, zic? Trage pe dreapta. Trag pe dreapta. Ăla cu mitraliera vine la mine la geam, în partea dreaptă la geam,
ăsta pe partea asta, unul cu pistolul la mine la geam, unul vine și îmi cere actele. Actele la control. Zic, dar nu vă supărați, pot să întreb și eu ce s-a întâmplat? Am făcut ceva? Spuneți-i și mie, zic, care e situația? Te rog frumos, zice, deocamdată își cerem actele, circulă și tu mai încet, nu mai circula cu viteză, păi ca să vedeți ce vrăjeală au, să vedeți ce vrăjeală au și să vedeți ce stil au ca să te calmeze și să te facă să crezi că de fapt ei te-au oprit pentru viteză, te-au oprit pentru altceva. Zice, nu mai circula cu viteză, circulă și tu mai încet, mai prudent, dar dă-mi actele, deocamdată zice, dă-mi actele. Păi când am auzit, nu mai circula cu viteză, circulă și tu mai prudent, m-am liniștit. M-am liniștit. Zic că eu îi fi călcat, o zic, pe autovie, m-au văzut pe camerele de filmat, că iau camere de filmat peste tot, din kilometru în kilometru, cameră de filmat și pe oraș și pe autovie. Zic, ia uite, bă, zic, m-au luat ăștia, bă, m-au văzut pe camerele de filmat, m-au făcut. În fine, zic, asta e, bă, deci m-au făcut să cred, gata. Dau actele, îi spune lui ăla, el e, știi, el e. Am auzit, bă, vă dați seama, aveam geamul deschis, zice, mâinile pe volan și din momentul ăsta nu ridici mâinile după volan decât când îți spun eu. Opa, am pus mâinile pe volan, mi-a deschis ușa, nu ridici mâinile după volan, nu le ridic. Vine ăla, mă ia de aici de braț, ăla cu pistolul în față, ăla cu mitraliera acolo, alți doi în spatele mașinii. Vine unul, mă ia de braț de aici, mă scoate din mașină, mâinile pe capotă, mă percheziționează, îmi pune cătușele. Ce ai în torpedou, ce ai în mașină? Domnule, zic, n-am nimic, zic, ce să am? Spune-mi ce ai în torpedou, spune-mi ce ai în mașină. Zic că am fost la o prietenă, am cumpărat niște piese de aur pentru nevastă mea. N-avea rost, mă, să-i mint, să o iau cu udalea, că nu știam ce s-a întâmplat. Trebuia să fiu sincer. Eu cumpăr pentru nevastă mea, zic. Sunt turist aici în Spania și când prind ocazia mai cumpăr și eu pentru nevastă mea. Caut ăla în torpedou, auziți, cu o pungă mână transparentă, ia alea din torpedou, le pune în pungă. Bang, bang. Trage punga, bagă într-un plic, îngăsește lichid, îngăsește piatră, cântar, tot, mă. Băi, îngăsește tot în mașină. Zice, din momentul ăsta ești arestat, mergi la secție. Pum. Încuie mașina, mașina rămâne aici. Gata, mi-a luat taurul, mi-a luat cântarul, mi-a luat toate alea. Bă, din momentul ăla, bineînțeles că m-am gândit că am fost sifonat. N-ai cum să nu te gândești la treaba asta. M-a luat punct ochit, punct lovit. M-am gândit că am fost sifonat. Bine că nu m-am gândit nicio secundă la Petra. La Petra nicio secundă nu m-am gândit, pentru că Petra, eu făcusem multe cu ea și o să vă povestesc. Am fost și în Republica Cehă, la ea acasă. Bă, cu Petra am făcut multe, mă. Multe șmecherii am făcut cu Petra, multe combinații. Și nu, să mă dea în gât sau alea, erau altele mai grele. Dacă ar fi vrut să mă dea, mă dătea. Deci nu m-am gândit la Petra. O să vă povestesc, să vedeți ce am pățit la Republica Cehă, la ea acasă. Băi, mă gândeam, băi, o mie și una de variante. Cine m-a sifonat? Cine m-a dat în gât? Mă gândeam și la spanioloaică, și colo, și dincolo. Domnule, zic, puteți să-mi spuneți și mie ce s-a întâmplat? La secție, zice, o să spunem despre ce este vorba. Până atunci, nu mai pune întrebări. Ok? Ok, zic, nu mai pun întrebări. Ajunge la secție. Cu cătușele la mână. Hai, spune-ne, zice, de unde vii. Din Agua Dulce. Am fost la o prietenă, zic, am cumpărat
aurul care l-ați găsit acolo, v-am spus pentru soție. Ce-ai furat de la prietena ta din casă? Ce-am făcut? Așa cum ai auzit. Zi. Bă, fraților, ca să vă spun ce s-a întâmplat. Fata asta, spanioloica, când a luat piesele alea după masă, de-aia am spus eu că nu sunt din aur, le-a pus în pungă și le-a pus lângă ea aici pe canapea, între noi cum ar veni, că ea stătea aici, eu acolo v-am spus pe canapea, a pus punga cu piesele alea aici, lângă ea, ea ce a făcut? După ce am plecat eu, s-a dus să le ia, știi, după canapea. Nu le-a mai găsit, mă, pe canapea. Bă, și le-a căutat pe canapea, pe masă, pe în casă, nimic, mă, nu le-a mai găsit. M-a sunat. Eu acum n-am auzit telefonul, fi fost pe silențios, nu știu ce s-o fi întâmplat, că n-am auzit telefonul. A sunat-o și pe Petra. Nici Petra n-a auzit telefonul, nici Petra nu i-a răspuns. Ce a zis, bă, spanioloaica? Gata. Tâlhari. M-au tâlhărit. M-au făcut. Sun la poliție. S-a gândit și la Petra și la mine, că am fost mână în mână eu cu Petra și i-am furat alea din casă. Bă, și-a sunat la poliție spanioloaica și poliția i-a dat numărul la mașină, i-a dat tot, că i-am luase numărul, știa numărul, că doar parcasem în față, la curtea ei, acolo, la poarta ei, în fața casei. Mi-a luat numărul, băi, mi-a dat numărul la poliție, mi-a dat culoarea mașinii, tot. M-au văzut ăia pe camere încotro, mă întreb, băi, ca să vedeți și voi cum lucrează poliția spaniolă. Să vedeți și voi cum lucrează. Uitați ca să bag ăsta, să nu se descarce ăsta. Gata. Să vedeți și voi cum lucrează poliția spaniolă. Bă, m-a luat pe camerele de filmat, m-a văzut că mă îndresc spre rocheta, s-au făcut acolo razie să mă oprească și m-au luat. Bă, să vezi cum lucrează. Ia a căutat în casă piesele, poate alea, nu le-a găsit, mă. A sunat la poliție. M-a luat poliția, m-a dus la secție. Eu am ajuns la secție. Ia dacă cătușele jos, să scriu ce s-a întâmplat. Între timp, aud acolo pe hol vorbă. Băi, am recunoscut vocea la spanioloaică. Ca să vedeți și voi pe hol, pe acolo auzeam vorbindu-se. I-am recunoscut vocea. Zic, domnule, nu te supăra. Nu cumva fata care am fost eu la ea acasă este la voi aici la secție? Chemați-o, vă rog eu frumos, aici să vedem ce piese am furat eu de la ea din casă, că piesele care le-ați găsit la mine în mașină sunt alea care le-am cumpărat de la ea. Chemați-o, vă rog eu frumos, că ea le recunoaște și nu cred eu că îmi face ea manevră. Tu scrii acolo, scrie ce ți-am zis eu, că imediat revin, zice polițaiul. Să ridică de acolo, iese pe hol. O bagă pe spanioloaică în altă cameră, dă de vorbă cu ea. Vine polițaiul înapoi. Dar zice, tu cu asta te ocupi, cumperi și vinzi aur? Zic, cum să-l vând? Dacă îl cumpăr, zic, cum să-l vând? Păi ce faci cu el? Zic, pentru soție, nu v-am spus? Băi, eu mă gândeam că poate i-a spus asta, știi, că cumpăr și vând și mă ia la fix. Nu. Deci cumperi pentru soția ta. Zic, da. Ok. Lasă pixul pe masă, ai mare noroc, vine spanioloica, aici, în cameră unde eram eu. Perdona-me, zice, Adrian, perdona-me. Ea mă știa de Adrian de la Petra, știi că eu așa îmi puneam numele în anunț. Iartă-mă, zice, perdona-me, Adrian, iartă-mă. Zic, ce ai făcut, ce s-a întâmplat? Spune-mi, care e? Zice, știi ce s-a întâmplat? Uite, după ce ai plecat tu, eu am căutat piesele alea și nu le-am mai găsit.
Și le-am căutat și le-am tot căutat și le-am tot căutat. Te-am sunat și pe tine, n-ai răspuns. Am sunat-o și pe Petra, nu mi-a răspuns. Și la un moment dat Petra a văzut apelul și m-a resunat ea înapoi. Și i-am spus ce s-a întâmplat, că nu găsesc piesele și am sunat la poliție. Și te-am dat la poliție. Și Petra a zis să caut bine în casă, că ea bagă mâna în foc pentru tine, că tu nu faci așa ceva, are cea mai mare încredere în tine și să le caut foarte bine că tu nu faci așa ceva. Și atunci eu le-am căutat mai bine și le-am găsit căzute între canape. Aolo, zic, vă dați seama că mă gândeam că acum poliția îmi confiscă aurul sau piatră, cântar, lichid, tot ce aveam. Băi, era ilegal să ai lichid, piatră, ați înțeles? Zic că mi-a aurul, mâncați și mi-a tot, uite ce mi-a făcut asta, nebună asta, zic că i-a căzut aurul, că nu era aur, v-am spus, alea nu erau din aur, erau făcături suflate. Zic, ia uite, bă, ce mi-a făcut asta, bă, și dă-mi vina ei, zic că mi-au ăștia acum aurul. Dar mă gândeam, zic, îl dă înapoi și asta mi-l dă, nu face manevră cu mine. Iartă-mă, zice, iartă-mă, Adrian, iartă-mă. Ce zice la polițist? Zice, vă rog mult de tot, lăsați-l în pace că nu se ocupă cu așa ceva. Eu o cunosc pe soția lui, auzi spanioloica. Eu o cunosc pe soția lui, nu cunoștea de unde. O cunosc pe soția lui și a venit să-i vând astea pentru soția lui. Eu am acte la aur, zice spanioloica, este aurul meu personal. Vă aduc actele, vă aduc tot ce trebuie, lăsați-l să plece, că n-are nicio vină băiatul ăsta. Eu am fost vinovată, zice că n-am fost atentă și mi-a căzut acolo. Să uită poliția așa la mine. Zice, ai noroc, ai mare noroc, dar lichidul, piatra, se confiscă. Cântarul poți să ți-l iei, dar lichidul și piatra știi foarte bine că n-ai voie. Aurul, bineînțeles că o să ți-l iei, care l-ai cumpărat, îl iei, ești liber de momentul ăsta, poți să pleci. Păi vă dați seama, când am auzit cum mi-a picat? Voi vă dați seama dacă asta, spanioloica asta, că eu m-am gândit. Voi vă dați seama ce s-a întâmplat dacă spanioloica nu mai găsea piesele alea suflate între canape, căzute acolo? A, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat? Dar bine poliția, când m-a luat și a găsit piesele alea în torpedou, eu cred că s-a uitat la ele, bă, ce piese îi lipsesc lui asta, ce piese sunt, ce ale... Dar oricum, direct la judecat ajungeam. Mă aresta, mă ținea pe calabos, că așa se întâmplă. Mă ținea pe calabos, pe arest, mă ținea pe arest, mă ducea la judecată și cum mă judeca? Tâlhărie. Tâlhărie. Că am intrat la ea în casă și am tâlhărit-o. I-am furat din casă. Deci așa mă judeca acolo. Nu știu eu cum să termina și cum era la sfârșit situația, dar oricum era nasoală. Nasoală rău de tot. Am avut mare noroc cu Petra, că i-a spus Petra, caută bine că băiatul ăsta nu face așa ceva. Bag mâna în foc pentru el, caută foarte bine că nu-ți iat în casă, ăla nu face treaba asta. Deci cu Petra am avut noroc, că altfel asta n-ar mai fi căutat și așa o lăsă. L-a luat, da, bang, bang, luați-l, băgați-l, ascundeți-l. Nevinovat, băi. Băi, nevinovat. Bine că în instanță eu mergeam și spuneam, domne, astea le-am cumpărat, să vină ea, nu sunt piesele cumpărate. În mașină nu fusese răgăsite alte piese, alte, alea care nu le găsea ea, știi? Poate că în instanță dovedeam că n-am fost vinovat, dar până acolo, cale lungă, nu se știe cum să termina situația. Da, bă, fraților,
Și m-a chemat la ea acasă după ce am plecat de acolo, m-a invitat la ea acasă. Zice, te rog mult, când poți tu, vino la mine acasă, te invit, vreau să vină și Petra, să stăm de vorbă, să bem ceva împreună, vreau să rămânem prieteni, să ținem legătura, să-mi cer iertare. Zic, nu, 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 nu-i problemă, zic, stai liniștită, nu-i problemă, nu-i nicio problemă, zic, nu s-a întâmplat nimic, e bine că s-a terminat așa, hai să lăsăm așa, zic, gata, dacă ai nevoie vreodată și astea mă suni. Nu, 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 te rog, te rog mult din suflet, mâine să vii la mine că vreau să te cinstesc și... Bă, în fine, m-am dus la ea acasă cu Petra, a venit și Petra acolo și a vrut să-mi facă cadou un lănțișor, câteva grame, nu știu, 5-6 grame, un lănțișor subțire și am spus nu, nu, mulțumesc, nu accept, nu este nevoie, vezi, Doamne, că s-o iert, știi, pentru ce a făcut. Nu, 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 că-i cadou, că-i cadou, zic, nu-i cadou, e un fel că își cer tu scuze, nu este nevoie, te rog frumos. Și n-am vrut să-l iau. Nu, mă, n-am vrut. Adică eu am iertat-o pe femeie că, na, am înțeles-o, bă, a crezut că i le-am furat eu, știi? În fine, și am ținut legătura cu spanioloica, a înțeles și ea despre ce este vorba, poliția, bineînțeles că a înțeles, și am scăpat cu bine și din situația asta. Cu toate că se putea termina foarte rău. Să ajung și pe la pârnaie. V-am citit comentariile din secțiunea pentru comentarii și chiar mă bucur să văd că îmi lăsați mesaje frumoase, comentarii frumoase, mă felicitați pentru ceea ce fac și chiar m-aș bucura dacă mi-ați scrie fiecare dintre voi care mă urmăriți, să-mi scrieți fiecare de unde sunteți. Și de unde mă urmăriți? Nu știu, dacă sunteți din România sau plecați în străinătate, în afară, ești în Germania, nu știu, Spania, oriunde ați fi, să-mi scrieți fiecare de unde mă urmăriți. Eu vă salut pe toți prietenilor cu respect, aveți tot respectul meu și ne revedem la următoarele vloguri bombă. Numai bine, sănătate multă!